Unitate etalonă a învățământului Hunedoran, reprezentând emblema calității educației și a performanței, Colegiul Național Decebal din Deva găzduiește pentru a treia oară în ultimii ani Olimpiada Națională de Chimie ediția 2023. În perioada 2-7 aprilie, la Deva, se desfășoară cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Naționale de Chimie, iar duminică seara la Teatrul de Artă din Deva a avut loc deschiderea oficială a competiției, la care participă 188 de elevi, cei mai buni din țară. Festivitatea de deschidere a celei de-a 56-a ediție a Olimpiadei Naționale de Chimie a fost una deosebită, de elită, minuțios pregătită. Este o mare onoare pentru Colegiul Național Decebal să găzduiască Olimpiada Națională de Chimie pentru a treia oară în ultimii 30 de ani. Colegiul este gazda acestei prestigioase olimpiade. A fost un efort din partea cadrelor didactice, din partea tuturor angajaților școlii, să asigurăm condițiile cele mai bune pentru desfășurarea probelor. Olimpiada Națională de Chimie cred că este una dintre cele mai complexe competiții, deoarece are atât probă teoretică cât și probă practică. Am avut nevoie de laboratoare bine dotate, cu aparatură modernă, încât să asigurăm condiții egale pentru toți participanții. În acest an, pentru etapa națională a Olimpiadei, s-au calificat 188 de elevi de excepție din învățământul liceal, din 31 de județe ale țării și din municipiul București, care au venit la Deva însoțiți de 31 de cadre didactice. La Olimpiadă mai participă cadre didactice de renume din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai Ministerului Educației și profesori universitari. Am avut bucuria să văd că primăria și inspectoratul au investit muncă, bani, entuziasm pentru pregătirea Olimpiadei și în special pentru proba practică, făcând minuni. Deci laboratoarele pentru proba practică arată excepțional, totul este nou și sper ca elevii să se bucure de ce găsesc acolo. Și în plus, și această olimpiadă va fi un eveniment în învățământul românesc care va stimula copiii spre studiul științei și în special al chimiei, bineînțeles. Sunt alături de noi cei mai buni elevi din țară la disciplina chimie. Pragul de admitere la această olimpiadă a crescut anul acesta la 60% din punctaj și asta a permis o selecție mult mai serioasă, să zic, a candidaților de la Olimpiada Națională. Sunt convinsă că rezultatele lor vor fi pe măsura eforturilor profesorilor și nu în ultimul rând a organizatorilor, pentru că am găsit aici niște oameni deosebit de calzi, niște oameni care și-au pus toată ființa și tot efortul în îndeplinirea așteptărilor fiecăruia dintre noi. Sunt niște oameni minunați și au făcut un lucru care nu se întâmplă foarte des în zilele noastre, acela de a ne face să ne simțim ca într-o mare familie, familia chimiștilor din România. Mă bucur să fiu alături de colegii mei astăzi la un eveniment extrem de important, și anume deschiderea Olimpiadei Naționale de Chimie, ediția 2023, o competiție foarte importantă pentru noi, pentru Ministerul Educației, o competiție în care se reunesc cei mai buni tineri chimiști din România, elevi care ne vor reprezenta cu mândrie și în mediul universitar, dar și în concursurile internaționale care vor avea loc. Sperăm ca această experiență să fie una pentru ei foarte frumoasă, să-și amintească cu plăcere de participarea la Olimpiada Națională, pentru că participarea la Olimpiada Națională este un eveniment unic pentru mulți dintre participanții la acest concurs și sper să-și amintească cu plăcere. Cele mai edificatoare mesaje privind cât de importantă este chimia pentru viitorul omenirii, dar și cât de departe poți ajunge din punct de vedere profesional, au venit din partea unor foști olimpici. Olimpiada Națională mi-a oferit posibilitatea de a vizita țara și de a descoperi orașe diverse și atracții unice. Mai mult, participarea la Olimpiada de Chimie mi-a influențat decisiv direcția carierei și mi-a oferit posibilitatea de a studia în străinătate la
Institutul de Tehnologie din Massachusetts, or MIT, unde am absolvit colegiul și apoi doctoratul. Chimia este și continuă să fie pretutindeni o știință indispensabilă în viața modernă. Multe domenii sunt în căutare de soluții chimice mai eficiente sau cu un impact mai redus asupra mediului și reprezintă provocări pentru voi, noua generație de chimiști. Dragi chimiști, vă doresc o olimpiadă frumoasă, multă baftă la acest concurs și în competițiile viitoare și mult noroc și succes în carieră. Dragi olimpici, îmi amintesc cu emoție când, acum 25 de ani, participam la ultima mea olimpiadă națională de chimie. Timp de 5 ani reprezentasem Colegiul Național de Ceva din Deva, gazda olimpiadei din acest an, și în acest timp am câștigat câteva premii întâi și doi. Una dintre cele mai frumoase amintiri ale mele a fost momentul în care am obținut punctajul maxim la proba practică a olimpiadei. În ultimii 25 de ani mi-am urmat pasiunea pentru chimie și m-am specializat în biochimia creierului și a proceselor de îmbătrânire. Cercetările mele, efectuate în Europa și apoi în Statele Unite, au descoperit noi mecanisme moleculare ale bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer, Parkinson și degenerarea retiniană. În timpul acestor cercetări, am testat mai mulți compuși chimici care au dovedit efecte terapeutice importante în modelele animale, de la musculița de oțet până la șoareci de laborator. Dragi olimpici, vă felicit pentru performanțele voastre și vă urez mult succes la Olimpiada Națională din Deva. Voi sunteți viitorul chimiei și al descoperirilor, tehnologiilor și tratamentelor de mâine. Totodată este un extraordinar prilej prin care să ne promovăm valorile județului. Tocmai de aceea, pentru că am primit sprijin din partea instituțiilor din județ, este vorba de Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Hunedoara, dar și universitățile. Vorba de Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea din Petroșani, care ne-au ajutat foarte mult. Astfel, am reușit să prindem un program pe lângă probele de concurs și activități extrem de benefice, să spun eu așa, și sper eu să se bucure toți participanții. Este vorba de excursia la cetățile dacice, la Castelul Corvinilor, dar și alte obiective frumoase din județul nostru. De asemenea, avem un parteneriat încheiat cu Teatrul de Artă din Deva, iată și festivitatea de deschidere, dar și festivitatea de premiere vor avea loc în această instituție și elevii, într-una din zile, vor beneficia și de o piesă de teatru. Vineri, 7 aprilie, cei mai meritoși dintre participanți vor fi distinși cu premii și mențiuni oferite de Ministerul Educației, precum și cu premii speciale din partea organizatorilor în cadrul festivității de premiere a concursului, care se va desfășura tot la Teatrul de Artă Deva, începând cu ora 10.